Pe scurt vreau să prezint cum s-au formulat cele 5 puncte ale calvinismului, tulipul sau numite doctrinele harului. Trebuie să avem în vedere, în primul rând, că exista la vremea respectivă, în zona Olandei, o mărturisire de credință numită Mărturisirea de Credință Belgică, pe care o vedeți în imagine. Această mărturisire era reformată în doctrină, conținea toate cele 5 articole sau puncte ale calvinismului. După 1610, niște urmași al lui Arminius au obiectat la cinci doctrine din această mărturisire de credință. Și primul care a răspuns acestor obiecții a fost Festus Homius, pe care îl puteți vedea. Cel mai probabil el a prezentat sumarul, în 7 articole, sumarul celor 5 puncte ale calvinismului. Sumar, care a fost de fapt un răspuns la cele 5 puncte arminiene. A fost inevitabil sinodul de la Dort, foarte cunoscut în anul 1618 până în anul 1619, unde s-a făcut o revizuire a mărturisirii, dar în mod special au fost condamnate doctrinele arminienilor și în urma acestui sinod s-au scris canoanele de la Dort. Canoanele de la Dort sunt o prezentare pe larg a doctrinelor Harului, a celor 5 puncte ale calvinismului, așa cum sunt ele numite, a tulipului. Ele sunt traduse și în limba română, le puteți găsi pe internet și citi. Aceasta este istoria, pe scurt, a formulării doctrinelor Harului. Începe de la mărturisirea de credință belgică, se continuă cu Festus Homius, și în final cu canoanele de la Dort.